Micuțul Andrei, care după ce a fost născut ca rod al dragostei dintre mami și tati, pentru nașterea lui duhovnicească, lăuntrică, tainică sau mistică, are nevoie de alți părinți. Și nașii sunt părinții care și-au asumat pe acest prunc duhovnicește și l-au născut unde? În apa botezului, în cristelniță, după numele lui Hristos. Eu sunt lumina lumii. Cine umblă în mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumină. Cine mănâncă trupul meu are viață veșnică. Ce a primit pruncul lui Hristos Andrei? A primit trupul și sângele lui Hristos. Așadar, în trupul și în sângele lui, acum circulă sângele lui Hristos. De aceea să fiți cu toții bucuroși și e frumos că sunteți împreună la acest moment aniversar, la acest moment de bucurie,